Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, urmăriți informațiile orei 15. Mai bine de două ore, liderii coaliției de guvernare s-au certat. Subiectul este ușor de bănuit, bugetul țării. Unii se plâng că primesc prea puțin bani, alții ar vrea să nu piardă din imagine și să nu taie sporurile și nici primele care curg valuri în sectorul bugetar. Iar neînțelegerile au ajuns până și la urechile lui Klaus Iohannis, care i-a chemat la ordine. O ședință cu președintele României va avea loc astăzi la ora 18. Mai multe despre împărțirea banilor în guvern, ne spune chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Gabi, ești în direct. Bună ziua! Am găsit la ora 18, președintele României Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, dar și cu premierul Florin Câțu. O întâlnire în care se va discuta despre proiectul de buget pe anul 2021, convocat așadar de președintele României Klaus Iohannis în contextul în care am văzut că sunt mai multe tensiuni în cadrul coaliției de guvernare din cauza faptului că sunt neînțelegeri pentru că nu sunt foarte mulți bani pentru miniștrii care au cerut bugete mai mari și cei din cadrul USR Plus au anunțat în interiorul coaliției că nu vor vota proiectul de buget dacă nu primesc toți banii pe care îi cer. Pe de altă parte, am văzut că era nemulțumit inclusiv ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, acesta susținând că nu sunt suficienți bani pentru Ministerul Sănătății alocați prin acest proiect de buget, mai ales în contextul pandemiei și care avea nevoie de o sumă mai mare de bani alocată. Însă, în această dimineață, premierul Florin Cățu anunța că a alocat fonduri pentru Ministerul Sănătății mult mai mari decât cele de anul trecut sau comparativ cu anul 2019 și mai exact peste 11 miliarde de lei au fost alocați pentru Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, Vlad Voiculescu susține că este un an greu, un an de pandemie și că totuși a obținut promisiunea că pe parcursul anului ar mai putea primi Ministerul Sănătății bani. Rămâne de văzut până la urmă cum se vor înțelege cei din coaliția de guvernare în contextul în care atât miniștrii din partea USR Plus cât și cei din Partidul Național Liberal au cerut mai multe fonduri. Pe de altă parte, bugetul trebuie construit astfel încât să se țină cont de un deficit de 7,16% din PIB și acest deficit nu poate fi depășit. Așadar, rămâne de văzut până la urmă ce se va întâmpla cu acele sporuri despre care spunea premierul Florin Câțu că și-ar dori să fie tăiate, pentru că, în opinia sa, anumite sporuri pe care le primesc bugetarii sunt total nejustificate. Mai mult decât atât, intenționează să ia măsuri, inclusiv în privința indemnizației pentru hrană, care ar putea fi limitată. Și, de asemenea, sunt și alte sporuri ce ar urma să fie tăiate, unele dintre ele prin ordonanță de urgență dată în guvern, altele prin amendamente depuse în Parlamentul României. Așadar, din cauza acestor tensiuni și din cauza faptului că nu se ajunge la o concluzie în coaliția de guvernare, conform anumitor surse, președintele României Klaus Iohannis i-a convocat în această seară la discuții pe liderii coaliției de guvernare, dar și pe premierul Florin Câțu. Când ar trebui să ajungă bugetul în Parlament? Și când va fi adoptat? Ați reușit să vă înțelegeți cu cei de la USR Plus? Noi ne înțelegem foarte bine, tot ca pe noi din coaliție. Când vor fi eliminate pensiile speciale pentru parlamentari? Așa au mai fost făcute știri cu multe știri foarte bune. Unii și-au dat demisia aici la liftul. V-am primit și pe mine.
Vlad Voiculescu s-a răzgândit, acum bugetul sănătății este bun. Ministrul recunoaște că banii pentru sănătate sunt mai mulți decât anul trecut. Dar ca să nu pară că a mințit când a zis că a primit bani mai puțini, Voiculescu a încercat acum să sublinieze că nu sunt suficienți. Dacă ne uităm în bugetul Ministerului Sănătății, vorbim de asemenea despre o parte care se transferă mai departe către FNUASS, către fondul casei, și cealaltă care rămâne efectiv pentru activitățile Ministerului Sănătății. Această ultimă parte despre care vă vorbesc este un pic mai mare anul acesta față de anul trecut. Nu este suficient și principala problemă sunt costurile care vin în acest an și probabil că nu se vor repeta în anul 2022. Acest lucru am primit asigurări că vom găsi soluții. Colegii mei au fost în dimineața asta la Ministerul Finanțelor Publice, am avut acum de asemenea discuții în coaliție. Nu cred că există un ministru în acest guvern care să fie complet mulțumit de buget, de bugetul pe care l-am primit. Avem foarte multe lucruri de făcut. Dar e un buget care ne permite să facem investiții, un buget care ne permite să rezolvăm problemele urgente. Ministrul Sănătății a simțit nevoia să iasă la declarații după ce premierul Florin Câțu l-a trimis să învețe să citească un buget, pentru că inițial Voiculescu s-a arătat supărat că sănătatea primește mai puțin bani, ceea ce e o minciună, după cum a spus șeful guvernului. Toate aceste discuții în spațiu public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu și nu știu să citească un buget, ori vor doar să facă scandal și atât, ceea ce este trist pentru că totuși trebuie să mergem mai departe economia. Florin Câțu mai spune că este anormal ca liderii coaliției să stabilească un buget și un deficit care nu poate fi depășit, iar apoi tot ei ies și critică ceea ce au stabilit. Liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7,16. Am prezentat acest buget public. Am făcut alocările, vedem în această dezbatere, a fost publicat bugetul săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone. S-au identificat în zone, dar sunt sume mici. Deci este iarăși un fake news să spui că bugetul este mai mic, doar pentru faptul că primesc mai mulți bani din taxe și impozite și atunci nu mai este nevoie să aloci de la buget. Repet. Aceste lucruri apar în spațiu public pentru că avem foarte mulți oameni care nu înțeleg și nu știu cum să citească un buget. Între timp, Vlad Voiculescu are probleme și cu opoziția din Parlament, care dezbate moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului sănătății. Un caz tragic s-a petrecut din nou și că un mare ars care a fost transferat foarte târziu, din păcate a decedat. Pe vremea când era ONG-ist, ministrul de astăzi, Vlad Voiculescu, își rupea cămașa de pe el. Astăzi, ca ministru, nu a făcut nimic. Acesta este încă un motiv pentru care moțiunea pe sănătate contra ministrului Vlad Voiculescu trebuie dezbătută și votată. Iar tensiunile din coaliția de guvernare ar putea exploda odată cu votul pe moțiune, fiindcă există mai mulți parlamentari PNL care l-ar vrea mazilit pe Vlad Voiculescu. În schimb, arată surse politice, cei de la USR Plus amenință cu ieșirea de la guvernare în cazul unui astfel de vot dat de liberali împotriva lui Voiculescu. Partidul Social-Democrat acuză de ipocrizie coaliția de guvernare formată din PNL, USR Plus și UDMR. Purtătorul de cuvânt al PSD afirmă că în proiectul de buget pe 2021 sunt prinși banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor. Acest lucru se întâmplă după ce atât liberalii cât și partenerii de guvernare au afirmat public faptul că depun toate eforturile politice pentru ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie votat în Parlament, unde cele două formațiuni politice împreună cu UDMR dețin majoritatea. Am constatat ipocrizia celor din guvernarea de dreapta atunci când am uitat cu atenție în buget. Dacă și dumneavoastră veți face același efort, veți vedea că în bugetul Camerei Deputaților și al Senatului sunt prinși banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor. În aceleași condiții restrictive de deficit bugetar, pe o creștere estimată a PIB-ului noi de 1118, actualul guvern de 1116 miliarde de lei, putem, prin redistribuire, prin alte priorități, să găsim suficiente resurse și pentru creșterea punctului de pensie și pentru salarii.
Bărbatul cu arsuri grave, care a fost transferat cu mare întârziere în Belgia, a murit. Trei spitale de la noi care l-au tratat înainte de a ajunge în străinătate vor fi verificate de corpul de control al Ministerului Sănătății. Medicul din Belgia care l-a tratat pe bărbat în ultima lună este tot român. Acesta spune că pacientul ajunsese în spitalul belgian într-o stare îngrozitoare, neîngrijit și nespălat. Claudiu, românul de 51 de ani care a murit în Belgia după ce a fost plimbat între trei spitale românești, fusese electrocutat în timp ce era la muncă și ajunsese la Spitalul Județean de Urgență din Constanța cu arsuri pe peste 60% din suprafața corpului. Bărbatul, aflat în stare gravă, nu a stat mult la Constanța, ci a fost transportat pe rând la Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon din Iași, iar mai apoi la Spitalul Floreasca din Capitală. Abia la aproape două săptămâni de chin, a fost transportat la un spital din Belgia, unde medicii au descoperit că pacientul era murdar, neîngrijit și cu rănile necurățate. În urmă cu două săptămâni, Ciprian Isacu, medicul din Belgia care îl îngrijea, mai spunea că atunci când a ajuns în Belgia, pacientul avea deja patru bacterii și o ciupercă luate din spitalele din România. Sunt patru bacterii, nu sunt trei, plus o ciupercă, dar astea sunt detalii. Deci ați făcut un barbecue acum 10 zile și ați uitat o bucată de carne prăjită pe o farfurie în casă. Cam așa arată, da? Deci, să vă iertați, dacă venea și mirosea și era cu niște comprese direct pe piele, nici măcar o cremă, trebuiau să-l desfacă tot și să-l curețe, să-l spele. Au produse, nu pot să spun că chiar nimic nu au. Apa cu săpun. Apa cu săpun n-a omorât niciodată pe nimeni. Da? Deci, când îmi spui că n-avem nimic, păi atunci ce vă numiți? Doamne, iată-mă, de ce faceți acolo la spital dacă n-aveți nimic și nu faceți nimic? Deși medicii belgieni s-au chinuit mai bine de două săptămâni să-l salveze, timp în care românul a fost operat de mai multe ori, acesta nu a putut fi salvat. Iar la noi, ca de obicei, mai trebuie să moară câte un pacient ca să mai facem o anchetă și să mai avem un raport pe masă. Ceea ce ministrul sănătății Vlad Voiculescu a și făcut. Voiculescu a decis trimiterea corpului de control al ministrului la cele trei unități medicale din România, unde a fost internat pacientul pentru realizarea unui raport de control privind îngrijirile medicale care i-au fost acordate. Pacientului. Pacientul a fost adus în stare extrem de gravă la unitatea primirii urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța în cursul serii de 20 ianuarie, cu arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului. O echipă medicală multidisciplinară a intervenit de urgență conform protocoalelor de tratament în cazul arsurilor severe. Bărbatul a necesitat intubație și ventilație mecanică la terapie intensivă, a fost stabilizat, iar a doua zi, în mai puțin de 24 de ore, a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Sfântul Spiridon Iași. Iarna pune stăpânire pe tot mai multe regiuni din România, astfel că trecem dintr-un cod galben în altul. Meteorologii au emis o nouă atenționare de ger și vânt puternic valabilă până miercuri. Temperaturile vor coborî chiar și până la minus 20 de grade Celsius. Vremea va fi deosebit de rece și va fi gernă praznic dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării până miercuri. Este din nou, adică de fapt în continuare, vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea în nord, centru, est și local în partea de sud. Este vorba de o informare meteorologică valabilă până pe 17 februarie la ora 10 dimineața. În nord, în centru și în est, vreme deosebit de rece, local geroasă dimineața și noaptea, iar în cursul nopții de marți spre miercuri și în regiunile sudice, în aceste zone, temperaturile minime se vor încadra în general între minus 15 și minus 10 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî până în jurul la minus 20 de grade. Și maximele termice vor fi destul de scăzute în zilele următoare, dar mai ales în cursul zilei de marți, 16 februarie, vor fi preponderent negative și se vor încadra în general între minus 6 și 0 grade. De asemenea, meteorologii au emis atenționări cod galben privind intensificarea ale vântului pentru zonele înalte ale Carpaților Orientali și Meridionali, precum și pentru județele din Moldova. În
cursul zilei de astăzi, până în această noapte la ora 2 este în vigoare și o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificarea vântului în Carpații meridional și oriental la altitudini în general de peste 1700 de metri. Vor fi intensificări de 70-90 km pe oră, spulberând temporar săpada și determinând scăderea vizibilității. Iar în zona Moldovei, codul galben este valabil până în această seară la ora 8. Astfel, în această zonă vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 55-60 km pe oră. Senzația de frig, evident, va fi accentuată, iar în jumătatea de nord a regiunii, zăpada va fi spulberată. Din fericire, de la mijlocul săptămânii, vremea se va îmbunătăți. După acest interval în care avem parte, într-adevăr, și de intensificare ale vântului, dar și de valori termice scăzute, putem vorbi de o ameliorare atât în ceea ce privește vântul, dar și din punct de vedere termic, pentru că valorile vor mai crește ușor și treptat și chiar în a doua jumătate a acestei săptămâni, în partea de sud a teritoriului, ne așteptăm la maxime destul de ridicate, în timp ce valorile termice nocturne se vor menține în continuare negative. Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, se numără printre primele persoane care au primit o doză de vaccin AstraZeneca în prima zi de imunizare cu acest ser. Totul ok, a fost prima reacție a edilului la scurt timp după vaccinare. Pentru a fi un bun exemplu de urmat, primarul Clujului Emil Boc s-a imunizat cu vaccinul produs de AstraZeneca Oxford. Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul ok. Recomand tuturor să se vaccineze. Nimeni nu este în siguranță până când toți vom fi în siguranță. Maratonul continuă, în final toți vom fi învingători. A notat Emil Boc pe pagina sa de Facebook. Până în prezent, în județul Cluj s-au vaccinat peste 63.000 de persoane, dintre care peste 40.000 în prima etapă și aproape 23.000 în etapa a doua. Vaccinul AstraZeneca, lăudat și de Emil Boc, pare soluția ideală pentru imunizarea în masă a populației. În acest moment, peste 142.000 de persoane sunt programate pentru administrarea acestui tip de ser, potrivit datelor oficiale. AstraZeneca a avut în testele clinice o eficiență de 76% după prima doză. Asta însă pentru coronavirusul original. După 12 sau mai multe săptămâni, rapelul a ridicat eficacitatea la 82%. Serul produs de Oxford s-a dovedit util și împotriva tulpinii britanice. Vaccinul de la AstraZeneca aduce câteva deosebiri față de celelalte două, Moderna și Pfizer. În primul rând este vorba despre stabilitatea vaccinului. El poate fi depozitat la frigider, ceea ce va face posibilă, spre exemplu, imunizarea persoanelor cu caravane mobile. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că foarte multe persoane au fost reticente în ceea ce privește tehnologia ARN-ului mesager folosită de Pfizer și Moderna. Iată că acest vaccin de la AstraZeneca vine cu o tehnologie oarecum ceva mai consacrat. În privința variantei sud-africane de coronavirus, un studiu restrâns pe 2000 de persoane, care nu a fost încă evaluat. Vicepremierul Dan Barna face declarațiile, urmărim. Comisia Europeană, deci vom avea un deficit pe acest palier, fără îndoială. Au fost și reprezentanții ai autorităților locale care au exprimat diverse puncte de vedere despre cum ar trebui făcute aceste reglaje la nivelul bugetului pentru a avea totuși sumele necesare pentru investiții la nivel local. Asta, repet, a fost cea mai mare parte din ședința. Două ore și ceva am discutat despre buget. S-a mai discutat de asemenea despre tema atât de importantă și pentru SR Plus, dar și pentru întreaga coaliție, cea legată de pensiile speciale și pe termen scurt subiectul pensiilor speciale ale parlamentarilor. Va fi pe agenda biroului permanent reunit de mâine dimineață va fi acest subiect, astfel încât miercuri, când va fi o ședință de plen reunit, sper să avem pe ordinea de zi regulamentul privind deputații și senatorii, astfel încât să votăm, să vedem dacă reușim miercuri eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, un prim pas necesar, un prim pas promis, o primă obligație morală pe care ne-am asumat-o și pe care o vom duce la îndeplinire fără doar și poate. De asemenea,
Am mai discutat despre Comisia de Cod Electoral și despre constituirea acestei Comisii de Cod Electoral, pentru că primarii în două tururi și celelalte lucruri legate de accesul la vot, de reprezentarea diasporei și toate celelalte elemente din zona legislației electorale trebuie să devină realitate în lunile și săptămânile următoare și atunci această Comisie de Cod Electoral este instrumentul obligatoriu pentru a ajunge la proiectul de lege necesar. De asemenea, am clarificat, ca să finalizăm și această știre cu care am început, după ce a venit, spre finalul întâlnirii, a venit și ministrul economiei Claudiu Năsui, împreună cu Virgil Popescu, am clarificat și alocarea celor câteva companii care rămăseseră în discuție, astfel încât în zilele următoare vom avea în dezbatere și hotărârile de guvern pentru cele două ministere, cel al economiei și cel al energiei, rezolvând, să spun, și acest aspect tehnic-procedural necesar. Cam asta a fost, în esență, discuția de coaliție pentru această săptămână. În fiecare luni, după cum știți, este ședința coaliției. O spun pentru că primesc constant întrebări când e ședința. Lunea, la ora 11, e ședința coaliției. Dacă sunt întrebări, vă rog. Ședința pensiilor speciale, colegul dumneavoastră de coaliție, Clement Bunor, spunea că ori le eliminăm pe toate, ori nu eliminăm niciuna. În momentul de față, dumneavoastră, i-a spus că prioritare sunt cele ale parlamentarilor, fără să faceți referire la celelalte pensii speciale. Ce se întâmplă? Cum le eliminați pe toate? Sau dați un păcat pe domnul vicepremier? Prioritară este soluționarea întregii problematici a pensiilor speciale. Știm însă, din deciziile Curții Constituționale, și vreau să ieșim din logica aceasta ipocriziei retorice pe care o vedem pe diverse spații media legată de pensii speciale. Fiecare categorie de pensii, numite speciale la modul generic, trebuie să aibă o reglementare și o lege distinctă, tocmai pentru a evita problemele de constituționalitate pe care le-am avut în legislatura anterioară. Și atunci, ceea ce spun eu și ceea ce spunem și am agreat și în coaliție, vom, într-adevăr, colegul meu, vicepremierul Clement Hunor, și-a exprimat niște rezerve legate de această abordare, dar ceea ce spun este că hai să facem pașii pe care putem să-i facem. Pensiile speciale ale parlamentarilor sunt un pas firesc, un pas logic. Pentru celelalte categorii avem grup de lucru prin care analizăm care este abordarea sustenabilă și funcțională juridic, astfel încât să putem lua deciziile de a rezolva această situație. Fie că rezolvarea înseamnă impozitare în unele situații, unde Curtea Constituțională ne-a spus că nu se poate mecanismul acesta al eliminării, fie că eliminare în alte situații, va fi analizată fiecare categorie. Ministerul Muncii va veni cu propuneri foarte concrete. S-a discutat și lucrul acesta, astfel încât ne-a stabilit în principiu un termen de 2 luni în care să avem aceste opțiuni și variante pe fiecare categorie de pensii speciale. Nu este o temă pe care o îngropăm, este o temă pentru care USR Plus este în această coaliție prezent și este o temă de care vom avea grijă și prioritate în toată perioada următoare. Legat de pensiile speciale pentru parlamentari, dumneavoastră spuneți că în această săptămână vor fi introduse pe ordinea de zi a plenului reunii. Sunt alți membri ai coaliției de guvernare care susțin că mai întâi trebuie înființată, constituită Comisia de Statut pentru a modifica statutul deputaților și senatorilor. Prin urmare, ne oferiți dumneavoastră în acest moment garanția că pensiile speciale, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari va fi introdusă în această săptămână? Eu vă asigur că mâine, în biroul permanent reunit, acest subiect va fi pe ordinea de zi, când se va lua decizia procedural-tehnică prin care vom vedea dacă va fi votul săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare. Sunt, evident, două variante. Una dintre ele va fi decisă mâine de birou permanent, astfel încât sper eu să reușim chiar miercuri să fie la vot. Referitor la plafonarea sporurilor, știți că au fost câteva discuții contradictorii în cadrul coaliției, în sensul în care nu toți liderii coaliției ar fi de acord cu eliminarea sau plafonarea sporurilor. Ați luat o decizie astăzi? Se va întâmpla și care este procedura pe care... Despre acest subiect nu s-a mai discutat astăzi la coaliție, pentru că s-a convenit de săptămâna trecută să fie în Parlament odată cu discuția despre buget. Deci chestiunea de sporuri este un subiect care va fi decis la nivel de Parlament. Dar liderul USR susține această măsură de plafonare a sporurilor? Este foarte clar că există și, repet ceea ce am spus constant, este foarte clar că există anumite sporuri care nu mai au nicio justificare, nici morală, nici tehnică, nici, să spun, fizică. Utilizarea calculatorului nu este o condiție vătămătoare.
Vom decide și va fi o dezbatere în Parlament, va fi o discuție foarte, foarte publică și foarte deschisă, care dintre sporuri trebuie eliminate. Da, o parte dintre sporuri consider și sunt foarte ferm pe poziția aceasta, trebuie eliminată. Este o discuție într-adevăr în această după amiază cu președintele Iohannis la nivel de coaliție. Vom vedea. Este o discuție de coaliție, exact cum sunt acestea de dimineață ale coaliției la Parlament. Din când în când avem această întâlnire și cu președintele. Agenda zilnică, probabil bugetul cel mai bun. Domnule președinte, a discutat ceva în coaliția astăzi despre avocatul poporului? Este, da, a fost o discuție și legată de avocatul poporului. Analizăm în momentul acesta opțiunile juridice pentru acest subiect. Aveți nume făcute în coaliție? Nu, discuția nu e la momentul ăla. Deocamdată analizăm la nivel de activitatea instituției. De moment ce acum analizăm, nu am ce să vă adaug la momentul acesta. Este un subiect pe care l-avem în vedere. Tot ce am de menționat la momentul acesta. Dar domnul Barna, ce crede? Trebuie să plece doamna Bebe? Din punctul meu de vedere, coaliția analizează activitatea instituției avocatului poporului. În funcție de această analiză, vom lua o decizie. Domnule vicepremier, de data asta, primul ministru spunea că la jumătatea anului vom avea o analiză cu mandatele pe masă. Analiza fiecărui ministru în față, cum a reușit să cheltuie bugetul, cum a reușit să se descurce la minister. După luna iulie sau august vom avea posibilele maniere? Văd că această întrebare revine, am văzut că premierul a fost întrebat de 4 ori această întrebare, văd că revine și din partea dumneavoastră. În momentul de față avem o coaliție stabilă și avem un guvern care va adopta, bineînțeles, prin intermediul Parlamentului un buget și vom începe activitatea. Fiecare partid din coaliție este responsabil de performanța și activitatea miniștrilor săi. E prematur să discutăm acum despre orice idee de remaniere, pentru că haideți să avem niște timp și să și muncim un pic înainte să discutăm de remaniere. Da, premierul spunea că a fost chiar nemulțumit de modul în care s-a prezentat măsurile până acum cu privire la reforme. Bun, companiile publice, știm foarte bine că există multe companii care funcționează semnificativ sau aproape exclusiv din subvenții și că acolo este nevoie de reforme, pentru că ideea aceasta că rostogolim bani publici în găuri negre, am văzut că le-a numit și premierul, este una care nu poate să fie sustenabilă pe termen lung, pentru că acest guvern are un mandat de reformă pe care ni l-am asumat cu toții. Și premierul și cei doi vicepremieri, adică cele 3 partide din coaliție, și suntem foarte hotărâți pe linia aceasta. Companiile statului, indiferent de la ce ministere sunt ele în momentul de față, au primit această solicitare de a veni cu programe de reformă și de optimizare a cheltuielor și o să continuăm să urmărim această direcție fără doar și poate. Ați discutat mai bine de 2 ore despre buget. Ați discutat și despre bugetul Ministerului Sănătății, presupun. A înțeles domnul Voiculescu de ce a primit atâția bani și este mulțumit, pentru că știm că a apărut în spațiu public faptul că Ministerul Sănătății încă mai negociază pentru bugetul pentru 2021. Discuția a fost legată de a ne asigura, și asta a fost și asigurarea din partea premierului, că există resursele pentru campania de vaccinare, pentru centre, există resursele financiare necesare la nivelul bugetului și, cel puțin pe termen scurt, până la eventuala rectificare, acest lucru este posibil. Deci nu se va modifica bugetul sănătății, rămâne așa cum este el în proiectul de buget, cum se va pare. Toate, evident că reglaje, de asta am discutat 2 ore, reglaje la un minister sau altul, va mai exista în funcție de ce am adus fiecare dintre membrii coaliției, au adus diverse observații primite din teritoriu sau de la miniștrii noștri și la sănătate, ca la mai multe alte ministere, e posibil, foarte probabil vor mai fi anumite ajustări, nu dramatice, adică nu sunt schimbări semnificative, dar sunt legate tocmai de a acoperi și necesitățile, dar și investițiile avute în vedere. Vă rog. În momentul de față, vă spuneam, în coaliție nu am discutat despre sporuri, tocmai pentru că este un subiect care va fi tratat în Parlament. Una dintre modalități este la legea salarizării, este ceea ce se discută și ceea ce cumva am agreat la momentul acesta. La nivelul bugetului nu o să vină dinspre guvern ori nimic legat de sporuri. Și nici amendamente în Parlament pe legea bugetului în legătură cu...
L-am urmărit, stimați spectatori, pe vicepremierul Dan Barna, declarații în urma ședinței coaliției de guvernare care are loc săptămânal. Un lucru primordial în această ședință, un lucru care, pe care s-a pus foarte mult accent, a fost începerea procedurii de eliminare a pensiilor speciale, un demers care va fi finalizat cel mai târziu săptămâna viitoare. Sunt și sporuri care trebuie păstrate, a spus Dan Barna. Este un pas logic această eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Da, o să urmărim subiectul. De altfel, membrii coaliției de guvernare au fost invitați astăzi la ora 18 la Palatul Cotroceni. Stimați telespectatori, v-am informat cu privire la acest aspect și ceva mai devreme. Bineînțeles, concluziile întâlnirii cu șeful statului o să fie prezentate aici în direct pe B1 TV. Mergem acum mai departe cu știrile. Vlad Voiculescu pare să aibă diploma de studii făcută la CRR și pe repede înainte și nu chiar legal obținută. Cel puțin asta susțin jurnaliștii de la România Curată, care spun că Ministerul Educației s-a dat peste cap să inventeze un atestat pentru ca Voiculescu să poată fi numit ministru în guvernul Cioloș. Vlad Voiculescu pare să aibă probleme cu studiile. Chiar el declara la un moment dat că nu-l interesează. Însă nu l-au interesat până când a trebuit să ajungă demnitar în guvernul lui Cioloș. Așa că în 2016 au început să se învârtă rotițele prin Ministerul Educației ca să îi se facă și lui Voiculescu o diplomă. Așa a apărut peste noapte un atestat eliberat de Ministerul Educației, care ține loc și de diplomă de master și de diplomă de licență. Act care arată că actualul ministru al sănătății a studiat la Universitatea de Economie și afaceri din Viena. Însă diploma obținută acolo nu arăta că a luat și licența după terminarea studiilor, așa că totul s-a rezolvat la noi. Documentul de atestare are sigla Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale și a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul Gabriela Marilena Lețcai. Se atestă că diploma de studii eliberată de Viena University of Economics and Business, Republica Austria, la data de 4-10-2011, domnului Vasile Voiculescu Vlad se echivalează cu diploma de master, ciclu 2, în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor. Prezentul atestat cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă, arată documentul eliberat de Ministerul Educației. Doar că este o mare problemă. Diploma de licență pe care Ministerul Educației a echivalat-o nu există, adică s-a echivalat un act inventat. Guvernul britanic a introdus noi reguli de intrare pe teritoriul regatului pentru zeci de țări. Despre ce este vorba, vă spun imediat, o scurtă pauză. Revenim în câteva minute. La Profi ai reduceri pe bandă. Acum ai dezinfectant Domestos Atlantic sau Pine 750 ml. Încă o plecare de răsunet din USR. Un alt membru al Uniunii Salvați România și-a anunțat demisia după cea a Florinei Presadă de săptămâna trecută. Ilinca Macarie, membru fondator al USR București și consilier local al sectorului 1, a anunțat pe contul său de Facebook că nu mai are nimic în comun cu acest partid politic. Macarie spune că a avut așteptări nerealiste. Din punctul meu de vedere s-a degenerat situația asta. Deci acum nu pot să spun că mai avem un partid care este condus de niște oameni idealiști, ci de niște oameni care au în vedere obținerea puterii, pentru care sunt dispuși să facă compromisuri. Deci în sensul ăsta este o dezamăgire. Ilinca Macarie și-a anunțat demisia din USR printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare. În sfârșit, am demisionat din USR. Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori. Cred că am avut așteptări nerealiste. Lucrurile nu se pot schimba atât de radical cum mi-aș fi dorit. Și fostul senator Florina Presadă și-a anunțat demisia din USR ca urmare a neînțelegerilor cu actuala conducere. Presadă a declarat că a luat această decizie după ce a văzut că numirile politice din ultima vreme nu sunt făcute pe criterii de competență. Conducerea acestui partid a luat anumite decizii în ultima vreme care sunt contrare spiritului USR-ului, așa cum îl cunosc oamenii care ne-au votat. Sunt foarte mulți oameni care au fost marginalizați în filialele locale, în filialele județene, oameni competenți, oameni care au tras pentru proiecte folositoare cetățenilor și care sunt în cel mai bun caz ignorați
dacă nu marginalizați. Cosmin Stenoiu și-a anunțat și el tot printr-o postare pe rețelele sociale că își dă demisia din partid. În decembrie 2019, acesta a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al organizației USR Cluj. Într-o postare pe Facebook, Cosmin Stenoiu susține că atunci a cerut o motivare a deciziei de suspendare, însă nu a primit nicio explicație pentru că, spune el, este greu să motivezi un abuz. Pe de altă parte, Florina Presadă susținea că vor mai exista și alte plecări din USR. 10 percheziții au avut loc în această dimineață în București și în județele Bihor, Brașov, Maramure și Timiș într-un dosar de înșelăciune privind achiziționarea unor măști de protecție care ar fi fost falsificate. Astfel, zeci de mii de măști contrafăcute ar fi ajuns în spitalele COVID din toată România. Scandalul măștilor contrafăcute a început în noiembrie anul trecut, când medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, care intră frecvent în contact cu pacienții care au COVID-19, au descoperit revoltați că măștile cumpărate pentru protecția lor sunt total nesigure. Din 25.000, jumătate erau compromise. La doi colegi de-ai noștri au picat filtrele în timp ce se aflau la pacienți, după care am luat să analizăm măștile și am observat că foarte ușor se desprinde filtrele, motiv pentru care noi nu am mai utilizat nicio mască din locul respectiv și am avut noroc pentru că mai aveam în stoc măști dintr-un loc mai vechi. Această mască, cel puțin în neconformitatea ei, filtrul crea o breșă între persoana bolnavă și persoana care era în contact cu acea persoană, astfel permitând să se contamineze. Măștile au fost comandate de la 3 distribuitori diferiți, 2 din Timiș și 1 din București. Polițiștii au făcut verificări luni dimineață în mai multe județe la persoane bănuite că au fost implicate în comercializarea către spitale a măștilor de protecție împotriva SARS-CoV-2. Produsele aveau sigla unui brand recunoscut la nivel internațional, dar în realitate erau contrafăcute. Deci astea originale și se rupe cu tot cu material. Uitați-vă, ați văzut cum se dezlipește una? Încă ceva, acest lucru care se dă la o parte, când medicul și-o pune pe față, el respiră aer contaminat. De ce? Pentru că pe aici se respiră. ANPC a retras la sfârșitul anului de la vânzare alte peste 30 de milioane de măști de protecție, după ce inspectorii au făcut mai multe controle în magazine și farmacii. Scandalul testelor rapide nu se mai termină în școli. La sate, de exemplu, testele nu sunt utilizate întrucât asistentele medicale nu au idee cum să le folosească. Un exemplu vine din comuna Roșia de Amaradia, din județul Gorj, unde personalul medical se plânge că nu a fost instruit în acest sens. Nu știu cum să facă un astfel de test. E, să zicem, o procedură mai deocheată, mai diferită și chiar mă rugau să le înțeleg că nici n-au văzut, nici nu le-a explicat nimeni și e greu să pun în aplicare o astfel de testare. Reprezentanții DSP din județul Gorj spun că au trimis materiale video în care arată clar cum se folosesc testele. Între timp, în localitatea Drăgușești, din același județ, au ajuns în jur de 100 de teste, deși sunt circa 200 de elevi care învață în școlile din comună. În școală a fost improvizat un izolator și profesorii au fost instruiți ce trebuie să facă în cazul în care un elev prezintă simptome specifice noului coronavirus. În total, peste 20.000 de teste rapide au fost distribuite în școlile din județul Gorj. În prima săptămână de la redeschiderea claselor au fost confirmate 5 cazuri de îmbolnăviri în rândul elevilor și încă 17 în rândul personalului din învățământ. După prima săptămână de școală, riscul de infectare în școli cu noul coronavirus este gestionabil la o rată de îmbolnăvire de 1 la 10.000, spune ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății face apel la părinți să nu își trimită copiii la școală dacă observă că au simptome specifice infecției cu noul coronavirus. Oficialii subliniază că este nevoie de un efort comun al autorităților, cadrelor didactice și părinților pentru ca școlile să rămână deschise. Cele mai multe școli din România au fost redeschise pe 8 februarie, atunci când a început cel de-al doilea semestru al anului școlar. La o săptămână de la acel moment mult așteptat și după ce au apărut cazuri de infectări cu noul coronavirus în școli, Ministerul Sănătății vine cu o recomandare. Pentru ca unitățile de învățământ să rămână deschise, părinții ar trebui să observe și cele mai mici simptome de infecții respiratorii și, în acest caz, să nu-și trimită copiii la școală. Pentru ca școlile să rămână deschise, este nevoie de un efort comun. Este în
puterea fiecărui părinte să contribuie la oprirea pandemiei și la menținerea în școli a unui mediu sigur pentru copii, părinți, profesori și întreaga comunitate. Înainte să duci copilul la școală, fii atent la cum se simte. Se arată în mesajul postat în mediul online de către oficialii Ministerului Sănătății. Aceștia au trecut în revistă cele mai frecvente simptome ale COVID-19, și anume febra, tusea uscată, pierderea gustului și mirosului, durerile musculare, nasul înfundat, durerile de cap sau de gât și diareea. Chiar dacă avem 1 la 10.000, mă refer la cazuri, nu trebuie să stăm relaxați. Chiar și un singur copil, dacă se îmbolnăvește, nu este în regulă și din acest punct de vedere așteptăm următoarea săptămână, pentru că putem să gândim în ansamblu. Peste 600 de elevi și angajați din învățământ au fost testați pozitiv cu COVID-19 în prima săptămână de la revenirea la cursurile față în față. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a subliniat însă că în cazul acestora contaminarea a avut loc înainte de redeschiderea școlilor. Ministrul a fost însă întrebat dacă școlile se reînchid sau nu. Experții în epidemiologie, pentru că ei sunt cei care trebuie să se pronunțe, au considerat că riscul este gestionabil. Desigur, riscul nu poate fi eliminat complet. 290 de elevi infectați, cu precizarea că infectarea s-a făcut anterior începerii școlii, deci factorul prezență fizică în școală nu a fost o cauză pentru infectările de săptămâna trecută. Acești 290 de elevi, din fericire asimptomatici sau cu forme foarte ușoare, sunt 1 din 10.000 elevi. 1 la 10.000, deci o rată de infectare mult inferioară ratei generale de infectare. Ministrul Educației s-a declarat convins că nu se va ajunge la situația închiderii școlilor, dar în eventualitatea în care situația o va cere, nu va ezita să o facă, spune oficialul guvernamental. Ministrul Educației a mai declarat că instituția pe care o conduce a propus ca masca de protecție să fie purtată de elevi până la locul în care se desfășoară orele de sport, dar în timpul orei de educație fizică să nu mai fie obligatorie. Oficialii ministerului vor discuta săptămâna aceasta cu autoritățile sanitare despre purtarea măștii la orele de sport. Românii și-au descoperit țara în anul pandemiei. Pericolul îmbolnăvirii cu noul coronavirus i-a făcut pe amatorii de călătorii să renunțe la sejururile la mare, la city break-uri în străinătate și la sesiunile de shopping și să aleagă vacanțe extreme la munte sau la mare. Care au fost cele mai inedite destinații anul trecut, ne spune chiar acum colega mea Andreea Moraru. Bun găsit! Românii au descoperit în anul pandemiei zone de vacanță despre care nici măcar nu știau că există. Să enumerăm câteva dintre ele. Colibița din Bistrița Năsăud, plaja Cochilia din Tuzla și barajul de la Stânca Costești. Potrivit unei analize efectuate de o agenție de turism, zonele de munte și litoralul au atras cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut vacanța în țara noastră. Peste 30% dintre ei au mers la munte, în timp ce 29% au ales marea. Pentru zonele balneo au optat 9%, iar restul au ales Delta Dunării, Marea Mureș și Bucovina. Turiștii au călătorit cu familia, au optat în special pentru spații de cazare cu interacțiune redusă și au plătit sub 500 de euro de persoană. Cei care au mers în străinătate s-au îndreptat către Grecia și Turcia, însă 8% au zburat spre zone mai îndepărtate, precum Bali, Zanzibar, Maldive, Cuba și Mexic. Desigur, rămâne întrebarea ce vor alege românii anul acesta. Ei bine, destinațiile externe sunt vizate pentru 2021, precum Grecia, Turcia, dar și Spania, Italia, Bulgaria, Dubai, Maldive, Portugalia, Egipt și Franța, la care se adaugă într-un număr mai mic Zanzibar, Bali, Croația, Cipru, Mexic, Statele Unite și Thailanda. Totul va depinde, desigur, de cum va decurge situația din punct de vedere epidemiologic în lupta cu pandemia de coronavirus. Reprezentanții organizațiilor din turism s-au întâlnit astăzi cu ministrul economiei Claudiu Năsui. Patronii din industria ospitalității sunt nemulțumiți de anularea voucherelor de vacanță și întârzierea plății ajutorului financiar promis în contextul crizei de coronavirus. Însă discuțiile nu prea par să fie avut succes, dacă ascultăm ce spune ministrul. Am discutat despre deblocarea măsurilor de ajutorare a Horeca, unde suntem, ce pași s-au făcut, care este soluția, despre buget și, evident, întotdeauna când este discuția despre buget, aici trebuie o implicare mai largă a guvernului. Voi avea o discuție și cu colegii mei din guvern, chiar astăzi,
pentru a vedea cum putem să acomodăm toate lucrurile care au fost promise, pentru că aceste măsuri nu sunt privilegii, sunt până la urmă măsuri compensatorii. Voi avea o discuție și cu premierul și cu ministrul finanțelor referitoare la voucherele de vacanță. Deocamdată poziția enunțată de premier este cea oficială a guvernului. Decizia aceasta este o decizie de luat împreună cu guvernul. Deocamdată decizia este cea pe care a anunțat-o premier. Aici e vorba de efectele asupra turismului intern și asupra turismului și asupra beneficiarilor lor. Deocamdată trebuie să discut mai multe cu restul colegilor din guvern ca să vă pot da mai multe informații despre cum vom evolua pe această măsură. Guvernul britanic a introdus noi reguli de intrare pe teritoriul regatului pentru zeci de țări. Călătorii vor trebui să intre obligatoriu în izolare la hoteluri autorizate și tot ei vor trebui să suporte și costurile. Iar înainte de a ajunge în Regatul Unit, vor trebui să își facă și rezervare la hotelurile de carantinare. În caz contrar, ei riscă o amendă usturătoare. Numai puțin de 1750 de lire sterline vor trebui să plătească persoanele venite din 33 de țări incluse de guvernul britanic pe o listă cu rate ridicate. Această sumă acoperă 10 zile de cazare la hotelurile de carantină, transportul și testarea împotriva coronavirusului. Călătorii vor trebui inclusiv să-și facă rezervare la un hotel de carantină. Cei care nu o vor face pot primi amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lire sterline. Iar persoanele care dau declarații false și susțin că nu au fost într-una dintre țările aflate pe lista roșie pot primi și 10 ani de închisoare. Primii călători au fost deja duși în camerele de izolare. În hotelurile de carantină, călătorii vor putea apela la companii de catering, însă oricum hotelul le va asigura 3 mese pe zi. People can scan the menu, make their choices for the period that they're here, and then they get a menu back daily telling them exactly what they've ordered. Tot hotelurile vor trebui să ofere și servicii de spălare a rufelor și le vor oferi celor carantinați ziare sau jocuri pentru a-i ține ocupați. Atât pentru această oră, sunt Aneta Sângerzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o după-amiază excelentă. În continuare, Tudor Barbu la Fix și emisiunea se întâmplă acum, pe mâine.